ideea a apărut încă în anul 2006. Noi am văzut rezultatele care au fost atinse în câteva iterații a programului și am decis că este important să o susținem mai departe, să oferim suport organizațiilor neguvernamentale care urmează să gestioneze tot procesul. Noi vedem inițiativa aceasta ca o complementare la celelalte idei bune pe care le implementăm și care au ca scop crearea unui spațiu comun, crearea unor premise de cooperare între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Noi deja am văzut rezultate interesante, am văzut cum se schimbă atitudinea experților, jurnaliștilor, persoanelor din societatea civilă care sunt participanți la acest program, de la ediție la ediție a acestui program. Vrem să avem o apropiere de percepții a lucrurilor. Vrem să avem un spațiu mai benign în jurul procesului de reglementare. Am vrea să avem mai multe premise pentru cooperarea lor și pentru asta o să le oferim și un suport financiar pentru implementarea ideilor interesante care vor fi. Va fi un program de granturi mici, unde se vor susține 10 idei de cooperare între experți, jurnaliști, oameni de afaceri, de pe ambele maluri, care vor contribui la scopurile proiectului, după cum am spus. Pot fi emisiuni radio, pot fi evenimente culturale, pot fi niște studii care ar ajuta procesul de reglementare și de reconciliere. Cred că rezultatele pot fi măsurate prin faptul cum sunt amplasați astăzi participanții noștri. Dacă în prima ediție noi vedeam că cei de pe malul stâng se stăruie să aibă grupul lor și cei de pe malul drept să discute între ei, astăzi am văzut de la bun început că s-au grupat după interese, după temele de discuții comune și nu după locul de origine.